Jurnalele RTT. Știri la fix. Un comerciant ar fi dat chiar și 700 de milioane de lei vechi pentru a închiria o căsuță la târgul de Crăciun. Oferta aparține unui vânzător de vin fiert care spera să obțină o căsuță cu un loc cât mai bun pe perioada desfășurării târgului din Piața Sfatului. Societatea nu a îndeplinit însă procedura de licitație, spun oficialii primăriei, pentru că depusese anterior o ofertă mult mai mică. Am aplicat pentru licitația de la târgul de Crăciun din Piața Sfatului. Da. Am depus două plicuri. Mi s-a dat două numere de înregistrare și am depus ofertă, una de 80 de lei și una de 330 de lei, 333 de lei metru pătrat pe zi. Da. În jur de 700 de milioane o căsuță. Nu mi s-a desfăcut plicul acela. Deci acel plic nu este desfăcut? Nu este desfăcut, este sigil. Este sigil, nu vrea să-l desfacă, că mi-l ia doar pe primul în considerare, deși eu am primit două numere de înregistrare. Un singur ofertant a depus mai multe oferte de preț față de toți ceilalți care au înțeles din prima procedură. Procedura a fost s-a licitat preț pe metru pătrat. Și în funcție de prețul oferit pe metru pătrat s-a prioritizat alegerea căsuțelor. O procedură simplă, transparentă, s-a făcut în fața tuturor. El, din câte am înțeles, nici n-a licitat pe metru pătrat. Nu, a licitat pe căsuțe, deci n-a înțeles exact procedura asta. Și anul trecut, prețul cel mai mare oferit pentru o căsuță la târgul de Crăciun a fost plătit de către același comerciant, care a dat 59.000 de lei, echivalentul la peste 13.000 de euro, pentru a-și vinde vinul pe perioada sărbătorilor de iarnă. La târgul de Crăciun de anul acesta vor fi amplasate două căsuțe pentru băuturi calde sau reci, 21 pentru preparate alimentare tradiționale și 17 pentru decorațiuni de Crăciun. Au sosit buletinele de vot pentru alegerile din 11 decembrie. Cele peste 1.100.000 de buletine au fost depozitate deocamdată în sala de sport a Colegiului Național Unirea și la Colegiul Tehnic Transilvania, spații verificate anterior de ISU și de jandarmerie. Angajații prefecturii urmează să le sorteze și să le ambaleze în funcție de localitate și de tipul buletinului de vot. La alegerile parlamentare din acest an, fiecare alegător va primi două buletine de vot, unul pentru Camera Deputaților și unul pentru Senat. Încă de ieri buletine de vot au fost depozitate la Brașov, au fost aduse de la Galați. Acestea sunt în număr de 1.945.800 de bucăți. Sunt sub paza jandarmeriei, urmând ca înaintea zilei de votare să ajungă la fiecare secție de votare în parte. Vom prelua autocolantele și ștampilele votat de la Râmnicu, Vâlcea și București. După care, conform procedurii în vigoare și calendarului stabilit, împreună cu poliția, jandarmeria și colegii de la ISU, vom asigura paza, protecția și siguranța în secțiile de votare. Distribuirea buletinelor de vot și a consumabilelor necesare votării către secțiile din județ va începe în vinerea dinainte alegerilor. Atunci, membrii birourilor de circumscripție, însoțiți de primarii fiecărei localități, se vor prezenta pentru a ridica sacii cu buletinele de vot și consumabilele. RAT a cumpărat 10 autobuze second-hand la prețul de 1.000.000 de lei, fără TVA. Mijloacele de transport de marcă germană, fabricate în 2001, au fost furnizate de o firmă din Sibiu care le-a importat din Elveția. Reprezentanții RAT dau asigurări că autobuzele se află într-o stare tehnică foarte bună și îndeplinesc toate condițiile pentru a putea circula pe drumurile publice. Vehiculele au dotări speciale și pentru persoanele cu dizabilități. Ne-am orientat către mijloace de transport care să corespundă și care să fie aproape dedicate în mare măsură persoanelor cu dizabilități locomotorii, ele fiind autobuze cu podea joasă, cu rampe, care aceste autobuze au și panouri indicatoare foarte ușor vizibile, atât de pe trei părți ale autobuzelor, atât configurația salonului, cât și modalitatea de acces în autobuz fiind factori care le fac ușor accesibile persoanelor cu dizabilități. Autobuzele au câte 99 de locuri, din care 34 pe scaune, și vor intra în circulație în municipiul Brașov, cel mai probabil în perioada sărbătorilor de iarnă. În perioada imediat următoare, aceste autobuze vor fi introduse în circulație imediat după ce vor fi parcurse etapele de matriculare în județul Brașov și după ce vor fi instalate în ele toate echipamentele ale sistemului de e-ticketing. În ceea ce privește siguranța călătorilor, autobuzele sunt prevăzute cu dispozitive care nu permit rularea cu ușile deschise și cu echipamente care asigură redeschiderea ușilor atunci când între ele a fost prins un corp cu o grosime mai mare de 8 cm.
Sâmbătă și duminică, 26 și 27 noiembrie, între orele 10-15, DG103, care asigură legătura dintre Brașov și Sâmpetru, va fi închis. Măsura a fost luată pentru a permite drumarilor să toarne covor asfaltic la sensurile giratorii dintre ocolitoare, tronsonul al doilea și DG103. Firma care execută lucrările a solicitat în Comisia de Circulație închiderea drumului pentru efectuarea operațiilor de pregătire a stratului suport, așternerea mixturii asfaltice, compactarea acesteia și atingerea a unei temperaturi adecvate. Trecerea echipajelor de la ISU, ambulanță și poliție va fi asigurată pe întreaga durata lucrărilor. În weekend se va putea circula pe ruta Brașov-Sâmpetru prin Hărman și Bod. Peste 10.000 de cărți și multe evenimente interesante la salonul de carte Bookfest Brașov, a cărui a doua ediție va avea loc între 1 și 4 decembrie la Aula Universității Transilvania. Ultimul eveniment cultural de amploare al anului, Bookfest Brașov, este o sărbătoare completă a cărții și aduce toate noutățile relevante ale sezonului. Brașovenii se vor bucura de întâlniri cu autori români și străini, dar și de proiecții gratuite de film. Evenimentul se deschide pe 1 decembrie, când Carmen Gheorghe va prezenta cele trei volume, Tatuaj sub glezna stângă, Hamburgerului James Joyce și Casa Dante. Traducătorul Dan Croitoru și profesorul Adrian Lăcătuș vor trece în revistă cărți semnate de mari nume ale literaturii universale. Editura Universității Transilvania va lansa antologia de teatru Ziua gândacului de bucătărie de Mihai Ignat. Evenimentul va fi urmat de lansarea volumelor 5 și 6 din seria de autor Gheorghe Crăciun. Volumele 5 și 6 ale seriei sunt despre alți scriitori, despre propria opera în relație cu alți scriitori, precum Radu Petrescu, Mircea Nedelciu, sau chiar scrie despre arta vizuală pe care Gheorghe Crăciun le-a produs în anii 80-90 și la începutul anilor 2000. Deci două volume foarte interesante. La Bookfest Brașov vine săptămâna viitoare și istoricul Lucian Boia pentru a-și prezenta cel mai recent volum, Un joc fără reguli despre imprevizibilitatea istoriei, cel mai vândut titlu la Târgul Gaudeamus. Cititorii brașoveni vor avea acces la noutățile propuse de cele mai importante edituri din țară, cărți intrate deja pe listele de bestselleruri. La Bookfest Brașov există toate șansele să vă vedeți și cu cele mai bune cărți și cu cei mai relevanți autori. Vor fi Lucian Boia, va fi Marius Chivu, Radu Paraschivescu, Dan Croitoru, Sabina Fati și mulți alții. Alături de ei, cele mai importante momente trebuie petrecute alături de cărțile proaspăt apărute. Trebuie să fim conștienți de faptul că aici avem nu doar ultimul eveniment de anvergură al anului din punct de vedere editorial, ci și cele mai proaspete apariții pe care în urmă cu două săptămâni toată țara le-a putut vedea lansate la Gaudeamus în București. Bookfest este cel mai important salon de carte din România și singurul eveniment al industriei editoriale care a reușit să capete o dimensiune internațională marcantă. Accesul publicului va fi gratuit la toate evenimentele, inclusiv la proiecțiile de film de scurtmetraj. Programul zilnic de vizitare este între orele 10 și 20. Proiectul cultural Troițele din Șcheii Brașovului, Patrimoniu pentru viitor, se apropie de final. Până în 15 decembrie, brașovenii și turiștii care doresc să viziteze troițele din cartierul Șchei mai pot folosi o aplicație IT creată pentru smartphone. Atractivă și ușor de utilizat, ține cu succes locul unui ghid turistic și le oferă turiștilor orientare, informații și ghidare către troițe, totul în timp real. Proiectul de anul acesta continuă un proiect din 2015, dar răspunde altor necesități și nevoi culturale ale publicului. Am ales un alt public țintă, ne-am gândit la copii, la tineri, la adolescenți și la turiștii care, chiar și cu o hartă printată, tipărită, s-ar putea rătăci, pentru că nu cunosc cartierul. Ne-am gândit că această aplicație online democratizează accesul la informații, este atractivă și ușor de folosit. Practic, cei care doresc să facă astfel de traseu nici nu au nevoie de ghid. Proiectul și-a propus să dezvăluie brașovenilor și turiștilor o moștenire culturală inestimabilă din Șcheii Brașovului. Inițiatorii au realizat o aplicație IT pentru smartphone, similară unui sistem de localizare pe internet, care oferă orientare pentru troițe și informații despre acestea. Oferta conține și un pliant cu o hartă tradițională cu patru trasee turistice stabilite către troițe, un scurtmetraj și excursii. În cadrul proiectului s-au efectuat și excursii tematice de promovare a acestor trasee turistice,
cu membrii comunității, elevi și adulți, utilizând mijloacele enumerate anterior. Proiectul a început în 7 iunie 2016, se va finaliza până la data de 15 decembrie. Proiectul Troițele din Șchei Brașovului, Patrimoniu pentru Viitor, se încadrează în programul județean pentru finanțarea nerambursabilă din bugetul județean a programelor, proiectelor și acțiunilor culturale pe anul 2016 și este finanțat de Consiliul Județean. Valoarea totală a proiectului depășește 51.000 de lei, din care finanțarea nerambursabilă de 40.000 de lei, în timp ce contribuția beneficiarului și a partenerilor acestuia se ridică la aproape 11.000 de lei. Cozi la abonamentele gratuite, grafice de deplasare nerespectate sau autobuze prea încărcate. Sunt problemele de care s-au plâns vârstnicii brașoveni la ședința Comitetului Consultativ pentru Persoane Vârstnice de la Prefectură. La întâlnirea cu reprezentanții RAT, membrii comitetului au încercat să lămurească neclaritățile sistemului e-ticketing. Mulți bătrâni nu știu, de exemplu, cum să verifice timpul rămas până la expirarea celor 50 de minute de durată a unei călătorii cu card. Nu știe exact 50 de minute când expiră, înainte să uităm pe bilet. Nu știe când expiră timpul. Cele 50 de minute. Da, ca și valabilitate, că nu știți exact ca orizont. În nou autobuz în care urcă persoana, dacă dorește, se raportează la validator, exact, pe informație și atunci îi spune, te afli în mai 20 de minute sau știu câte au mai rămas. Vârstnicii s-au plâns și că pe unele din linii autobuzele circulă foarte aglomerate, dar și de faptul că șoferii nu respectă programul de circulație, cum ar fi cel de pe linia 2. Întoarce la camera de comerț. Acolo nu e ca la cap de linie să stea autobuzul. Și ajunge în stație, la Orix, de exemplu, cu 4-5 minute înainte. Mai devreme. Mai devreme. Nu respectă ce e afișat. Mulți pensionari spun că sunt nevoiți să aștepte la cozi chiar și câteva ore pentru a intra în posesia abonamentelor gratuite. Înainte, abonamentele se completau nominal și cu datele de identificare ale fiecărui beneficiar de către angajații RAT și se distribuiau pe un an întreg. Erau ridicate apoi de reprezentanții Asociației Foștilor Deținuți Politic, de unde puteau fi luate oricând de cei îndreptățiți. Acum oamenii sunt nevoiți să stea periodic la cozi. Este umilitor ca persoane care și-au pierdut sănătatea prin mine de plumb, pe la stuf, pe la diguri, pe la canale, pe la înfometați, bătuți, chingiuiți, să mai fie așezați la rând, mai ales că acum o lună unei doamne, o colegă, i s-a făcut rău și a venit salvarea și a ridicat-o, când se putea proceda ca și până acum. Nu este nicio pierdere. Regularizările se pot face, dacă nu lunar, măcar trimestrial. Prefectul Brașovului promite să facă demersuri pentru schimbarea legislației. Am văzut probleme cu care se confruntă persoanele vârstnice, dar și deținuții politici. Am luat act de această cazuistică, vom discuta cu reprezentanții casei de pensii, cu dumnealor și vom face din cele necesare pentru a putea să schimbăm legislația, pentru a nu mai fi puși într-o situație delicată și nefirească. Cu același prilej, vârstnicii brașoveni au aflat și ce facilități acordă RAT pentru această categorie de personal și ce pot face dacă nu se descurcă în utilizarea cardurilor de transport. Corupția afectează concurența, împiedică performanța companiilor și îngreunează dezvoltarea comunităților. Sunt concluziile summitului de integritate pentru prosperitate găzduit astăzi la Brașov. Participanții au conchis că pentru un mediu de afaceri sănătos sunt necesare eforturi din partea sectorului public și a celui privat, pentru a preveni corupția în toate formele sale și pentru a permite dezvoltarea afacerilor profitabile și stabile. Integritatea nu este o problemă de morală, ci în primul rând de nivel de trai, spun organizatorii summitului. Este vorba de o serie întreagă de mese rotunde și întâlniri în care abordăm în principal problema valorilor pe care orice om trebuie să le aibă, probleme referitoare la integritate. Ne referim la faptul că integritatea nu este doar o problemă de morală, ci în primul rând este o problemă de nivel de trai, la necesitatea oamenilor de a se implica. Conferințele organizate la summit promovează integritatea ca element cheie al succesului în dezvoltarea mediului public și privat. Sunt foarte importante. Noi avem o serie întreagă de întâlniri, este o caravană care merge prin toată țara.
Și ce e cel mai important este să se pună oamenii alături unul lângă celălalt și să apucăm să ne oprim din goana noastră zilnică, să tragem puțin aer în piept și ne dăm seama ce anume am vrea să facem ca să schimbăm starea de lucruri pe care o avem. Deja de 2 ani de zile suntem în mai multe locații prin România și vedem mai multe firme care pe de o parte sunt încurajate, pe cealaltă parte fac niște hotărâri destul de serioase și spun de azi înainte vrem să mergem pe calea cea bună, cea dreaptă și să găsim metode creative pentru asta. La summitul de integritate pentru prosperitate au participat studenți, profesori, ingineri, reprezentanți ai camerelor de comerț sau membri ai diverselor asociații din Brașov. 112 candidați dintre cei 134 de brașoveni înscriși la examenul de intrare în rezidențiat au și promovat. Din cei 11 candidați pentru domeniul farmacie, 9 au obținut punctaj de promovare, iar la medicină dentară au promovat toți cei 12 candidați înscriși la Brașov. În domeniul medicină au fost înscriși 111 candidați, dintre care 91 au obținut punctajul de promovare. Comisia Centrală de Rezidențiat a anunțat că alegerea posturilor în specialitate și a centrelor de pregătire se face în 27 noiembrie prin teleconferință în intervalul orar 9-21. Candidații se vor putea prezenta la unul din centrele universitare din Arad, Brașov, București, Cluj-Napoca, Craiova, Galați, Iași, Oradea, Sibiu, Târgu Mureș sau Timișoara. Dacă repartiția nu se finalizează în prima zi, va continua în ziua următoare în același interval orar, iar locurile și posturile rămase disponibile se vor afișa pe pagina de internet rezidențiat.ms.ro la sfârșitul primei zile de repartizare. Candidații sau împuterniciții acestora vor avea asupra lor un act de identitate valabil sau procură notarială. De la ora 9 se vor alege locurile pentru domeniul farmacie, de la 10 și un sfert pentru domeniul medicină dentară, iar de la 12 pentru domeniul medicină. Potrivit comisiei, la Brașov repartizarea se va face în sala de ședințe a Consiliului Județean. SCA Ropalas are o lună la dispoziție pentru a contesta hotărârea judecătorească prin care cetățuia Brașovului este trecută în proprietatea statului român. Deși a fost pronunțată încă din 3 octombrie, sentința Tribunalului Brașov a ajuns abia miercuri, 23 noiembrie, la primăria Brașov. Termenul de apel este de 30 de zile de la data comunicării. Municipalitatea, care a depus la dosar probe pe care le consideră imbatabile că monumentul aparține comunității brașovene, așteaptă o reacție din partea Aropalas, în administrarea căreia s-a aflat până acum cetățuia. Dacă societatea nu va ataca sentința în apel, edilii intenționează să inițieze încă de la începutul anului viitor discuții cu Ministerul Culturii pentru identificarea unei soluții prin care cetățuia să fie reintrodusă în circuitul turistic. FC Brașov joacă luni pe teren propriu cu Afumați, ocupanta locului 8. După victoria de la Oradea, stegarii sunt încrezători înaintea ultimei etape din tura Ligii Secunde. Lucian Goge, cel mai bun om din meciul cu Luceafărul Oradea, cu un gol și o pasă de gol, spune că avantajul terenului propriu va juca un rol important în obținerea celor 3 puncte. Sunt fericit că am bătut în primul rând și pot să zic că golul și pasa de gol mi-a dat mai multă încredere. Eu cred că o să câștigăm liniștit pentru că avem și avantajul că noi acasă nu am pierdut niciun punct și sper ca și acest meci să câștigăm cele 3 puncte. Antrenorul brașovenilor Cornel Țălnar le-a transmis elevilor săi să rămână cu capul pe umeri după victoria din etapa trecută. Tehnicianul spune că i-a urmărit pe cei de la Afumați și cu o atitudine pozitivă poate păstra cele 3 puncte acasă. Am și tot băieților după meciul de la Oradea ca să aibă mare grijă și să-l vadă de treaba, așa cum se spune, între ghilimele, să abordăm foarte bine partida, să intrăm foarte deciși ca să o câștigăm. O echipă de mingicari, o echipă care dacă e lăsat în pace, poate să-ți creeze probleme. Dacă intri decis și tratezi jocul foarte serios, sperăm să reușim să îi învingem. Cu etapă înainte de final, FC Brașov are 10 victorii, 4 egaluri și 2 înfrângeri. Stegarii ocupă locul 3 cu 34 de puncte la egalitate cu ocupanta locului 2, Sepsi Sfântul Gheorghe, și la 5 puncte distanță de liderul Juventus București. Adversarea stegarilor se află pe locul 8 cu 24 de puncte.